Dacă porți Maramureș în suflet, absolut oriunde merge, tu duci oriunde merge o bucată din Maramureș. Absolut oriunde merge, tot maramureșan ești și împrăști în jurul tău tot lumina aceea pe care o duci de acolo din Maramureș. Iar oamenii, chiar dacă erau la țară, aveau o educație bine definită. Mi-a spus și mama, o mai copile, când te duci pe drum, să nu te duci cu copiii, să te duci în grădini la oameni, să, după prune, după mere, după cireșe, ci o să dai de un om beciznic. Beciznic înseamnă om rău, om ciudat. Și o să-ți dai cu un lemn copa, ori să-ți rupă piciorul, o să rămâi pe toată viața șchiop, așa. Când îi vedea un om și-l vezi acolo, un teajule, poți să-mi dai o măr, o pară, fiecare, oricine o să-ți dea. Mai coptile, când te duci la un vecin să-i cer împrumut, că să mai ai împrumută vecinii cu o sapă, cu o coasă, și acolo în casă e cineva străin și oamenii discută, ai făcut stânga metru, împrejur și te-ai întors. Pentru că nu stai acolo, oamenii au de discutat. Sau când o să vezi doi oameni că discută, nu te bagi tu în vorbă și vezi că ei discută ceva, că nu-i frumos. Niște lucruri din astea simple, elementare, simple. Mergem cu coconii să furăm cireșe și am fost la un vecin. Dar ce facem noi? La vecinul Dișoanu, așa zice porecla. Și am urcat în... Noi rupeam crengile cu tot, cu cireșe. Și am tot am mers. Am urcat în cireș, am văzut că nu e pângă casă, am urcat în cireș. Odată am văzut că ea să unde ieși afară. Noi i-am umplut în sâni și-o rup. Oră cu o jordă. Nu, dați-vă jos, mă, de acolo. Nu ne-am dat. Dar noi, bai, nu ne da, vă dați-o lua câinele. Cu un lanț, parcă vă lung de vreo 5-10 metri cât avea la lanțul ăla. L-a legat pe lângă cireș și o coborât la vale. Nu, cum te-ai mai putut? Un câine de la rău, că vai de mine. Și pe o jumătate de ceas, un ceas, i-am văzut că urcă, dar nu singur. Cu mama, cu mătușa Călină, mă, vecinele, cu, eram cu coconii, toți vecinii. A, păi știu, nu, au luat câinele, l-au luat, de acolo mi-am dat jos. Nu, mama, ce-a făcut mama? Mi-a dat jos pantalonii de la c***, m-a urzicat cu urzică la c***. Așa își pedepseau părinții copiii. Era o educație înțeleaptă, o educație curată. Și cred că și copiii atunci erau mai buni, pentru că nu era atâta libertate, nu era atâta, nu știu, aroganță. Când uiți de Dumnezeu și Dumnezeu uită de tine. Colnicel, nu știu ce e colnicel, cum ar veni colnicel. Colnicel este diminutivul substantivului colnic, drum îngust care trece peste un deal sau prin pădure. Trece Hireș. Trece Hireș Voinicel. Adică falnic, frumos, așa, Hireș, bă, ce fainus eu, Hireș. Hireș, maghiarism, folosit în zona de vest a Transilvaniei și în Maramureș, are sensul chipeș, arătos. Cu cal negru, pătrărel. Pătrărel. Asta nu știu, pătrărel. Vocabularul referitor la animale este foarte bogat în varianta regională a limbii. Lucru firesc dacă ne gândim la importanța pe care animalele au avut-o vreme de secole în viața oamenilor. În sintagma cal pătrărel, pătrărel este diminutivul lui pătrar, în vârstă de 4 ani. Alături de pătrar se înregistrează și cincar, cincărel, cal de 5 ani, tretin, cal de 3 ani, noatin, miel de un an, mânza cărui limită de vârstă variază după regiuni de la 6 luni până la 2 sau 3 ani, cârlan, strâșnic. Toată frunza îmi zice lotru că am furat un ram din codru, câmpui nins și tot mi-aș duce... M-aș duce dorurile în el năuce. Și tot mi-aș duce dorurile în el năuce. 7 cai nu, cu numar ajunge. Toată frunza îmi zice lotru. Că am furat. Știi ce e lotru? Știi ce e lotru, nu? Lotru înseamnă isteț, deștept. E lotru. E loatră Maria lui Gheorghe lui Văsălie. Adică e foarte isteață, e foarte... Așa era, la mine mă rămâși, înseamnă că e lotru, ești un om deștept, ești un om inteligent. Isteț, deștept. Ce frumos. Foarte frumos.
Ce să facă nu-s frumos? Ce să fac dacă-s urât? No. Începe tu prima. Da. Dăm drumul? Da, deci nu se poate, măi, să ajungem la mâncare de așa ceva aici. Nirlege surgăresc, v-am mai tocat de păret. Am noroc că-s drăcos și trăiesc acel frumos.